La centrul de transfuzie sanguine Slatina sunt înscriși mii de donatori, tineri, salariați sau oamenii mai în vârstă. Mulți dintre ei sunt donatori fideli și vin aici de mulți ani pentru a salva o viață, dar și pentru a-și monitoriza propria stare de sănătate. În această perioadă, numărul donatorilor nu depășește 30 în fiecare zi. Nu este mic, dar reprezentanții centrului încearcă să atragă tot mai mulți donatori. Acești 30 de donatori ne permit nouă să asigurăm 80% din comenzile de la spitalul din Slatina și 100% comenzile de la spitalele din capitală. Un domn a venit astăzi să doneze sânge pentru prima dată. O face pentru a salva viața unei rude, dar spune că nu va fi ultima donare și că se va întoarce oricând este nevoie de sângele lui. Avem o persoană din familie care a făcut un accident, trebuie operată pe sânge și trebuie să donăm sânge. Dacă e nevoie să ajutăm pe cineva, venim, da, cu drag venim. Sângele de la Centrul de Transfuzie Sanguină Slatina este livrat săptămânal la Spitalul Județean de Urgență Slatina și la Spitalul Municipal din Caracal, dar și la spitalele Floreasca, Fundeni Municipal și cel de urgență din București. Numărul de donatori trebuie să crească. Oricum, cetățenii trebuie să conștientizeze cât de important este să donezi sânge, atât pentru el ca cetățean și ca persoană sănătoasă, care se poate monitoriza constant în ceea ce privește starea de sănătate, dar și pentru pacienții noștri din spital. Un singur donator poate să salveze 3 vieți, pentru că donează sânge, dar noi prelucrăm 3 produse de sânge care pot să salveze practic 3 pacienți. Pot să doneze sânge persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, într-o stare bună de sănătate. Donatorii primesc tichete de masă și o zi liberă de la serviciu.